Gazmetan Media și-a suferit o nouă înfrângere pe teren propriu, de această dată în compania nou promovatei FC Botoșani. Scor final 2-1 pentru oaspeți. După terminarea partidei, Cristian Dulca a spus că este rușine de acest rezultat. Mi-e rușine de acest rezultat, mi-e rușine de modul în care ne-am prezentat în anumite momente, pentru că am avut și, pot să spun, a doua repriză un pic că ne-am trezit la viață, am egalat, am avut oportunități și puteam să fructificăm sau să continuăm evoluția bună din startul reprizei a doua, n-am reușit. Am luat un gol copilăresc la experiența care o avem. După victoria de la Media și după remiza din prima etapă cu CFR Cluj, FC Botoșan este nou lider al ligii întâi. Suntem foarte bucuroși că am reușit să acumulăm 3 puncte în deplasare la al doilea nostru meci în prima ligă. Astăzi am abordat jocul cu încredere, pregătiți pentru faza ofensivă, deci nu am încercat să ne închidem, să încercăm să smulgem un rezultat de egalitate. Dimpotrivă, ne-am oferit cu două vârfuri. Asta a fost mentalitatea noastră și ideea pentru meciul în cauză. Mă bucur că am avut câștig de cauză și am reușit, repet, să câștigăm 3 puncte foarte importante pentru noi.